Samuel, domnul joc, doamna o joc Amelia, domnul Burcuță Stanța, domnul Rafael Ciprian, doamna Vânt Olivia. Putem începe ședința. Așa, procesul verbal a ședinței de zi, presupunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei primar să pun ordinea de zi la ordinea de zi pentru care ați fost invitat la ședință. La ordinea de zi aveți cu două proiecte de hotărâre. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dobești pe trimestrul 3 și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dobești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestru pentru anul școlar 2023-2024. Și la punctul 3, întrebări, interpelări, răspunsuri, orice alte probleme de interes. Supunem la vot ordinea zi pentru care ați fost invitat la ședința de astăzi. Invităm pe doamna Bane Gabriela să conducă ședința, președinte de ședință. Mulțumesc. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Odobești, județul Bacău, pe trimestrul al 3-lea 2023. Proiectul de hotărâre l-ați primit. Cred că ați putut observa că rectificarea este la nivel local, din venituri proprii, 87.000 de lei, date la școală, la școala Tisa Silvestri, 42.000 de lei. Am discutat din ședința trecută cererea doamnei Surugiu, nu a Surugiu, a doamnei directoare, practic, pentru doamna Surugiu. Iar celelalte 45.000 de lei sunt repartizate pe dotare, mobilier și aparatură 20, dar asta nu înseamnă că cumpărăm mobilier. Dacă observați sus, scrie cheltuieli capital. Deci noi vă aduceți aminte că avem două proiecte aprobate la școală la TISA, proiect dotare mobilier, finanțate prin fonduri europene de 2 miliarde vechi, cum ar fi de lei, și proiectul cu eficiența, creșterea eficienței la școală, care e reparații pe mediu. Pentru avizele și tot ce trebuie să plătim, îi dotare mobilier 20 și creșterea eficienței energetice 25. Atât. În rest, când o să mai vină, dacă o să mai fie anul ăsta vreodată rectificare de buget, vom vedea. La noi încă nu a fost, nu? Pe țară. Te vreau să scrie din mine la buzumă? Aveți. Doamna Brăjută, vă rog, vă să dați cuvânt. Aveți cuvânt. Doamna Brăjută, eu din start nu sunt de acord cu ăștia 42 de lei, 420 de lei, cu surugița, deoarece procesul a fost câștigat la ultima fază de proces, nu știu cine ne-a făcut demersuri, că doamna Surgiu nu s-a accidentat în școală. Putea numai să beneficieze doar de concediu medical. Doamna Surgiu, Lenuța, sau uiteam Elena, care este femeie de servire la școala Tisa Silvestru, s-a accidentat, știi toată comuna, că s-a accidentat cu motoscuturi în afara școlii. Nu știu ce s-a întâmplat la faza care a câștigat procesul în instanță, ori nu a avut avocat, ori nu s-a mai prezentat avocatul, dar am întâlnit din întâmplare cu domnul Săpui, avocatul care a fost în prima fază, și mi-a spus că n-a mai fost contactat și n-a mai fost la proces. Poate prin această lipsă de interes ca să ducă la proces avocatul, a câștigat acești bani la Surugiu Elena și vin cu propunerea să se facă imputații, cum am plătit și eu pentru Cristian Gheorghiță, 600 de lei. Eu mă abțin, nu, sunt împotriva acestei hotărâri. Sunt de acord cu jumătatea altă, dar nu pot să votez jumătatea ca să pierdă dotare, total de acord. Da. Ca să fie mai pentru ceilalți domn consilier. Dumneavoastră sunteți mai în cunoștință de cauză despre această doamnă Surugiu, pentru că cred că erați primar când s-a întâmplat, nu? Sau nu? S-a întâmplat după asta?
Nu, dacă eram primar, vă rog frumos să se consemneze procesul ăla, să ne putea veni cu mine. Doamne ferește, nu la asta. Eu să învățam. Vedeți, dumneavoastră, nu începiți așa, că nu la asta. Nu. Chiar nu m-am referit la asta. Deci mie nu stă numai să spun că m-a căzut de pe scuter sau m-a căzut de pe scară. Important este că domnii de la școala Tisa Silvestri au încheiat un proces verbal care a fost prezentat în instanță și recunosc că doamna a căzut de pe scară. Da. Nu numai că recunosc, singura neclaritate sau mai bine zis cine nu recunosc este cine i-a spus să se urce pe scară. De fapt și de drept, doamna director Grosu, care era atunci, nu i-a spus să urce pe scară și să pună nicio perdea și că doamna Năcuță i-ar fi spus să urce pe scară. Dar, la fel, astea sunt probile lor, în instanță au avut proces, nu le-a mai prezentat domnul Secui, au pus alt avocat. Dacă nu le-a prezentat domnul Secui, să știți că i-au respins toate astea și... Da. Contestații la pe fond, e pe fond, au pierdut procesul. Problema este că el are o sentință judecătorească definitivă și irrevocabilă, care trebuie pusă în executare. Noi executăm, ea aduce executor. Știți și dumneavoastră că pune pe conturile de la școală, le blochează până îi se dă. Și nu știu dacă ne permitem ca să nu ia profesorii salar, să nu... Că aici duși până la urmă. Urmă a fost explicit și la Cristian Gheorghiță, un casa banii de la primărie și după aia s-au făcut demersuri împotriva mea. Exact așa va fi și aici. Asta vreau să... Exact așa asta, va fi. Asta vreau să spun. Pentru că nici... Adică nimeni... banii se va recupera de la... Statul nu rămâne în pagubă, că nu rămâne. Statul se va recupera de la... Doar că ca și la dumneavoastră și aici, nu știu dacă cineva a fost vinovat că doamna a căzut de pe scară. Adică eu acum, dacă dumneavoastră sunteți la ședința de Consiliu, nu dumneavoastră, domnul Gălățanu, da, noi toți aici, da? Și coborâm scările și ne-am împiedicat. Da. Păi ce înseamnă? V-am pus eu să vă împiedicați? Și mă dați să judecată, nu? Păi știi, procesul și dați din contribuabile... Adică e așa... Bani contribuabile. Da. Exact, că sunt bani contribuabile. Adică nu vă imaginați că mi-a fost ușor să... Că am luat de la alte cheltuieli. Am luat de la cheltuieli de la primărie, de la toner, de la lemne, de colo. I-am adunat ca să-i facem. Nu știu cum am putea să luați de la lemni, că la lemni s-au mai scumpit și trebuie să mai puneți la lemni. Da, mai avut de anul trecut lemni. Dar lemnile s-au mai scumpit. Da, așa este. Mai puțin lemni nu putem. Problema este că să mai luăm încă o dată ca să dăm la asistență personal. Pentru că gândiți-vă că la asistență personală nu am primit, vă aduceți la minte, v-am mai repetat și ședința de Consiliu. Nici un leu de la Consiliu de Țean. Acolo se merită banii. Acolo nu este problemă. Nu poți să spui să nu-i plătești. Corect, acolo nu se pune problema. Dar aici, la Surgița, știe toată comuna că a căzut din motoscooter. Nu știu cum s-a făcut, ce spuneți dumneavoastră, că s-a făcut procesul ăla verbal, că s-a urcat pe scară și asta, dar știe toată lumea de zi. De ce e ăsta? Satul vorbește, știe lumea. O căzut o căzut din motoscooter, conform legii, ea beneficiază de concediu medical. Dar nu ți dau unii morale, deci mai ales pasul, ce se vrea, plătește margioala sau bădea. Ioni, asta de zăvoi de capul lui Dumnezeu, să aerope zi. Vă dau dreptate, pentru că toată lumea gândește așa, inclusiv și eu gândesc la fel, dar asta e legea. Cu legea nu te joci. Noi, oricum, dacă observați, nu am spus nicăieri că este pentru sub-doamna Sărugiu, da? Noi îi dăm bani în cont la școală și școala va răspunde. Deci nu... Dar am aflat că și pe ce direcție să duci și eu să... Păi, dar trebuie să vă spun adevărul. Adică, ăsta e adevărul. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă?
Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului COSIR în Consiliul Local Odobești, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru 2023-2024. Da, după cum știți, în fiecare an școlar erau desemnați de partea Consiliului Local doi reprezentanți, conform legii învățământului. Anul ăsta, conform legii învățământului 198 din 2023, articolul 128, din partea Consiliului Local va face parte un singur reprezentant. Dumneavoastră, propuneți pe cine doriți. Propun pe domnul Hegele Giu Samuel să ne reprezinte. Da, și eu tot la fel, pe Hegele Giu Samuel. Mai sunt propuneri? El e mai din necresat, e acolo, poate să duc, are copilași la școală. Nu are nici copilași la școală și nici nu se duce. Ca să vă știți la mine chestia. Și eu am fost în Consiliul de Administrație și vă spun cinstit, eu îmi sun. V-a propus, tot eu v-a propus. Nu, că nu vreau să mă duc eu. Nu vreau să mă duc. Nu, că să nu ziceți că bani, apropo, chestii. Dar eu când am fost în Consiliul de Administrație, îmi pare rău să eu zic domnul Vici, dar chiar îmi pare rău ca viceprimar trebuia să aibă și o atitudine. De eu aveam atitudine, dar cu tot ca ședințele de Consiliul Local, omul să nu știu ce poți faci. E o virgulă acolo, sau nici o virgulă nu este. De asta eu sunt total de acord că se duc, uite, eu, chiar dacă l-ați propus, sunt de acord că se duc, dar să fie activ. Doamne, să ne reprezinte, într-adevăr, sau să ne spună și nouă ceea ce se întâmplă la școală. Că a fost de atâta timp și el și cu Ciprian și nu spuneau nimic al Consiliul Local. Asta pe mine mă deranjează. Că să știm și noi, eu normal, acasă, vă spun sincer, că eu dacă vreau să fiu informat, să știți că mă interesează. Și mă interesează și să informă. Și știu, gau, tot. Nu tot 100%, dar știu. Este mare diferență. Una când auziți dumneavoastră cu urechile dumneavoastră și una când auziți de la alții. Din cei fericiți. Domnul, doar la prima dată să vă spun eu de asta. Ce știți corect, aveți dreptate, dar nu totalitate. Ca să vă spun de ce. Nu dă scânteie. Nu e foc nimic, fără o scândie aici. Da, dar unii mai și suflet, știi? Scândie e la foc? Deci... Ați înțeles? Eu o dau cum îmi place. Ca să o înțelegi de reață, și de reață faceți bum, iară. Nu, să știți că adevărat, ceea ce spune și doamna primul, tot ce auzi. Păi, dar nu, unul poate are nimic. Și ziariștiți, nu ia din prima sus. Să mai detesează? Unii. Depinde din interes. Majoritatea acum, nu mai se duce cu să vă spun de asta, că este instanța, mă, să vă desează instanță, ați văzut de la care pierdut în instanță și câștigat, pentru un leu, să duce ca să aibă onoarea, cinstea, când da. Adevăr, vădiți? Îți pare corect, odată și deprimează un ziar sau un ziarist când îi trimite cineva. Și să știți că nici lor nu-și mai permit, chiar în tot atât. Și noroc ați mai avut, domnul Călățan, vremea dumneavoastră nu era legile astea. Nu era legile astea. Nu știu, și care se bata pe scări, până la poartă era țapăr. Doamne, spuneți că nu se bata acolo la tine. Dar și ce făcea? Din sus și din... De ce era crâșmul la Odobești ca să... Păi tocmai că... Păi la primărie era crâșmul ca să mergi și doamne... Da, era de la cimitire. Nu știu cimitirea, dar nu se bata, că nu era bata. Dacă îi puneați să fie ăla... Să mai întorcea și înapoi și mai cere. Îi puneați fiul ăla să vedeți că n-avea alcool. Noroc, n-am fiul. Și băgat în Nu. Era bătrână, văzut omul și-a văzut după aceea și a trezit cum să mă investi. Normal. Dar cum îl chema? Am uitat. Nu. Dar mă uit în reportaje. Ați-vă, nu știu cum îl chema. Nu mai am memoria ta. Să vin. Dar se vin azale. Dar cum îl chema trăiește? Complet. Atunci nu mai spune. Și ăla bătrân și ăla tână. Și mai sunt tot ziarești? Ăla bătrân nu e bun lovior. Nu m-am întâlnit pe el, dar la tânăr, e așa, da? E bun. Deci, Dumnezeu, s-a dacă nu mai sunt propuneri, supunem la vot atunci propunerea domnului. Eu la Vicent, v-am zis, de acord cu asta singur. Unanimitate. Trecem la punctul 3, discuții interne. Nu puteți să spuneți că sunt unanimitate, că de ăștia la zbori... Prezenți. Așa sunt. Cei prezi. Așa. Așa se poate semna. Nu cât spunem în unanimitate și nu sunt doi consilieri. Unul e absent sau
eu știu ce s-a întâmplat, unul a spus că nu se știe ce a spus, dar Rafael Adrian a venit în IT ședință și a spus că este de acord cu tot și Ciprian Rafael la fel e de acord cu procesul. Eu n-am auzit asta, dar acum am avut. Dar eu vorbesc cu doamna Gabi, dar doamna Gabi nu știu să spună. Dar trebuie să auzim și eu. Aveți dreptate. Și Neagu a fost un pic mai înainte de așa și a spus că trebuie neapărat să pleci și a spus că e de acord. Cu fostele el aici? Cu fostele aici în primărie. Să fie el înainte cu când vine pe el de vorbit. Ea e fierimie, domnul secretar de vreme. Să zic, bun și viață. Vine și după. Da? Vine și după ședință. Și spune că îți de acord. Bun. Dacă zici, zic, zic. Ați nu neapărat. Nu o ținut sincer, vă spun, domnul secretar general, pe cuvântul meu dacă ați ținut, aveți cuvântul meu de om, dar să știți că venim la ședințele astea ca să mai întrebăm și noi, spuneți. Treaba dumneavoastră, e fiind dumneavoastră, vă vedeți. E nașa. E nașa. E nașa acum, doamne. Deci, nu de-aia, mă, culmea domnul europarlamentar. Eu zic că e nașa ce l-a declarat. Suntem la diverse, așa că putem, poate să vă fie orice. Păi da. Dacă acum unul a fost pus-o de europarlamentar, că până azi v-a fost fiind și de azi încolo, e naș. Nu luăm cuvintele. Nu luăm cuvintele. Asta antice și de demult. Da? Mai sunt discuții? La diverse? Mai scrie, la diverse, da. Păi dacă nu se scrie, cine trebuie să scrie? Domnul Gălățan. Mulțumesc! Nu pot. M-am scris la, la cuvânt să știți, vreau să spun o singură întrebare. Ați realizat eliminatul public înspre Bălș acolo. E un lucru foarte bun, ceea ce eu nu văd de vederea mea bun, că îmi mirează pe romul, dar s-a făcut recepția la. S-a făcut recepția la iluminatul ăla public. În primul rând, domnul Gălățanu, nu s-a efectuat iluminat public. Da. S-a efectuat extindere de rețea electrică. Și-am văzut, extindere și am pus becuri. Nu, dar nu-i și iluminat public. Nu trebuie să-mi fie și pentru iluminatul public, pentru că dacă tot s-a făcut extindere de rețea pentru cei care și-au construit case cu autorizații date de Gălățanu Ionel, unde scria cu aviz, unde scria că au curent electric. Așa scrie? Da. Nici măcar, dar doamnă, și s-o prelungit atâta. La Ștefănoi, vă spun eu. Au adeverință semnată de dumneavoastră că are curent electric. Nu, e adevărat. Și autorizațiile de construcții, ca să vă dau o explicație, a fostul primar Gălățanu Ionel, fratele meu Gemă, s-a dat acele autorizații care nu s-a dat de la primărie. Avizul se vedea de la primărie. Corect. Și Consiliul Județean emita autorizații de construcție. Dacă Consiliul Județean a emis autorizația fără și iar de E.ON, țin minte ca Ștefan Noaie, a venit și a cerut 150 de milioane. Și atunci ați faci tu bine și i-ați dat. Și nu i-am dat. Dar nu serios că sunt adeverințele la dosar, că nici noi nu am înțeles. Și chiar și anul Macovei are una dintre ei, că beneficiază de energie. Dar mă rog, s-a terminat. Poți să vă zic de asta. Deci haideți să zicem acum de ei. Nu, m-am un alt domnul secretar. Care-i problema? Auzile, domnilor, de asta... E iluminatul public. Dacă s-a făcut recepția. Da, dacă s-a făcut recepția. Nu s-a făcut. Da, s-a făcut recepția. M-am încercat. Și mie toate becuri. Dar nu, n-am... Mie toate becuri. Unul singur. Stați un pic, dar oprit. Dar stați un pic. Că nu au pus nimeni becuri. Nu au plătit nimeni becuri. Becurile le-am pus noi, pe alea vechi, care le-am avut când au înlocuit becurile astea. N-ați mai pus becuri cu ledul? Nu, nu sunt becuri noi. Ați pus becuri de astea ca să consum? Ca să consum? Nu consumă le-a, de exemplu, la schimbat, consuma și apoi le-am pus acolo, apoi mai consum. Cum sunt 10 becuri? Da, tot este. 20 de bine. Domnule, dacă le-a schimbat odată, să înțeleg eu, le-a schimbat odată becurile astea, că consuma și a spus cu lemnul. Să le punem și cu lemnul. Și acum le-a spus acolo că mai consumă. Deci să puteți să împotriva becurilor de astea? Nu se potrivă, dar mă surprinde chestia. Nu mă surprinde. Dar ce vă faci? Și mă râcâi de exemplu, că a spus becurile alea acolo și sunt în comună o mulțime de becuri care și acolo iluminează, cum să vă spun asta, iluminează porumbul și unul lângă altul. Și acolo era, dacă era pus un corect pentru necesitate și era corect, și acolo pus un că nu sunt casă una lângă alta și nu mai puneam becul. Păi realizau și eu, păi, deșteptul de casa. Uitam așa în sus și mă uitam și iluminează. Dacă ne-am dat închisa silivestre,
Bergul ăla luminează pe asfalt, nu să nu întorc doar în porumb. Doamne, eu chiar aseară, aseară îmi spus mâinilor la ședință și o să pun și o treabă. Dar vă spun de asta. Nu vă crește inima așa că totuși e lumină, nu e întunerică ca pe lumea și elălaltă. Așa este, doamne. Încă mai este un pic de lumină. Mai mergeți și prin comună, că mai sunt la Badea. Știu, domnule. La Badea care plătește. Dar eu locuit acolo. Porumbul ăla de gândi. Acolo sunt locuiti. Dar eu locuit acolo. Și era, apropo, am văzut... Eu n-am fost la ședința trecută, a venit domnul Ciprian Rafael, nu știu dacă ați rectificat în Valea Mănăstirii. Da, acolo, așa, dar tot, dacă tot a spus prin la public că ați avut bani, zi, nu merg lampele spre mănăstirii alea puse cu fotovoltaice. Deci nu pot. Alea, alea, am mai discutat. Alea trebuie pus. Nu s-au făcut nici mentenanță la ele, nu s-au făcut nici cât a fost în garanții, nimic, 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 nimic. S-au dus niște bani cu zbrăgeți. Dacă ar veni un... băiat cu sânge în vână, asta se vinde, banii și ea noi comună, automat și ea dat la pe am două proiecte. Dar faceți reclamații, domnul Gălățan. Nu sunt în măsură. Uite, asta cum nu sunteți în măsură să faceți reclamații? Plângere, nu reclamare. Plângere! Nu faceți să vină, dar știți nu vină în control. Și credeți că n-am mai avut? Doamne! La vot. Și dumneavoastră spuneați că îmi crește inima, dar să știți câteodată nu are inima când într-un sat o dobești și nu merge lumea altul public. Câte o săptămână nu merge. Da. Dumneavoastră zice să... Nu am mers cum a fost vigilia atunci, o săptămână, într-adevăr. Păi da, dar... Da, atunci nu mergi. Da, dar... Las că m-am dus. Eu să știți că... De efectul meu profesional, asta este diferent. Eu când văd că nu mergi, mă urc în mașină și mă duc pe comunjă. Nu poate să... Mă vedeți la ora două. Păi este doar, domnul. Doar. Mă duc să mă comind, că știți ceea ce spuneați înainte, că să nu mă iau după spusele oameni, să mă duc eu personal cu acești doi ui, că m-ai lăsat Dumnezeu să mai văd cu ei și cu capul ăsta care l-am primit să mai gândesc, asta, mă duc eu personal și, și atunci nu poate să mă contrazică nimeni, absolut nimeni. Eu, dacă vreți, în diseară, la următoarea ședință sau înainte, cum o să vă spun, vă spun la toate pieturi care nu merg. Toate, mă duc și eu caietul, eu agenda cu mine și mă duc și resc scârbolul. Și la ședința următoare vă promit că vă aduc toate pe curcanul meu. Ne spune domnul viceprimar, lăsați. Ce vorbi, despre ce vorbi? Dar de ce nu care nevastă tânăr, da, casă, da, de eu mă... Haide, dacă îți auzi doamna... Da, ce? Concurie, adică cum? Păi, stai, la vine la 60 de ani, ce vrei să... Acum funcționează toate grecul, dar nu ajuns să ne comprăm. Da, mai e clar de unul, asta este. Dacă zici că funcționează unul, ăla... Domnul viceprimar, eu zic să nu vă jucați, domnul Gălățanu, că pune pe unul să urcă pe tău și de să-și urmează, că acolo și tot nu merge. Nu o să fac chestia asta niciodată. Dar dacă vreți... Nu, nici chiar dacă vreau, nu o să mă... Nu mai sunt de măsură, nu mai sunt ani aia de reții. Da? Nu mai... Dar iluminatul public funcționează perfect, acum toate grecul, dar nu știu. Unul singur ăla care, într-adevăr, spuneți dumneavoastră, din alea 13, care le-am montat, e la învechi. Da, astăzi... Domnul Zabi, uite, fii atent! Uite că am uitat și ședința din Consiliul Local și asta. De seară, după ce ies de la mănăstire, mă duc, toată comuna și le trec. Și vă spun ce zic, vă asumați, vă însușiți chestia asta ca toate vieturi, nu mai a luat singur, da? Hai, bun. Și dacă nu ar toate, ce... Domnul, seara, aseară de toate. Dar dumneavoastră puteți, domnul Gălățan, dar dumneavoastră puteți dovedi că nu ars aseară toate? Puteți dovedi? Că n-au ars aseară toate? Nu, că n-am fost aseară. Păi vedeți? Așa este. Corect. Așa, că e bine. Când veniți de seară la mănăstire cu inima, ați mai avea multe întrebări, dar să știți că degeaba le spun. Eu mă închei aici așa că văd că dacă nu sunt eu la ședință, se termin foarte procesele verbașului, de asta zic, hai să... Dar eu mă repet, eu mai repet și am mai repetat de atâtea ori, că procesul verbal este o sinteză. Nu înseamnă că în procesul verbal vreau să fii scris tot, chiar ce vorbim. Nu tot, să scrii, dar văd că se mai scrie în alea alte procese verbale, mai iau eu cuvânt. Bine, asta e altceva. Sunt pe două pagini, nu pe o pagină, de asta vreau să... O conședință de îndată. Da, de asta e. Aș avea multe întrebări. Sunt, să știți, acum v-ați spus cum fac parte din Comisia Ordinei Publice. Asta. Starea infracțională crescută pe raza comună extraordinar de mare. Nimeni, văd că nimeni nu se dă nici cum. Am o întrebare, de exemplu, la doamna primară. Se dă pentru năcăjiți, oamenii năcăjiți, se dă pentru lemne. 7 milioane, nimeni nu interesează. Cum iau oamenii aia lemne? Ca să vă spun de asta, acolo Silvic ia 7 milioane bani din mânul omului
Și după aceea face omul, cere să-i vină când îi vine banii de asta. Păi dacă eu dau, că-i necăjit. Omul ăla e necăjit. Da, deci de așa spune. Poftim? Deci de așa spune. Deci îmi dă bun, îmi dă bun și mă duc la poștă și poștă mi liberează mie în termen de o săptămână. Te contrazic, domnul. Te contrazic. Nu ești bine informat. Uimiți-mă. Omul, de exemplu, cum spune, la DDMA, dacă mă duc și iau. Eu la DDMA mă duc când îți plătesc și pe aia îmi dă? Dedemanu, da. Dar Dedemanu ce este o firmă americană, da. Iar Rob Silva este firmă românească. Da. Ce vorbim? Ce are Dedemanu? Protocol cu poșta. Poșta virează direct banii Dedemanu. Și dacă are protocol Dedemanu cu poșta, Rob Silva nu poate să fac și eu protocol. Rob Silva trebuie să-ți bată, să-ți depun un morman de așa și să dar noi, ca autoritate locală, ar mai avea multe de spus, da. Ca autoritate locală vreau să mă duc eu să-i duc actele lui Rom Silva. Nu, nu. Bine, că nu vreți asta. Da, eu aș face multe dacă m-aș duc la Rom Silva. De banii de înapoi. Păi multe. Știu, știu. Eu vă abțin aici. Păi să vă abțin. Nu, eu... Nici nu vreau să mă gândesc la lemnele din pădurea mea. Că ce, mă la dumneavoastră? Este, vă spun, jale pădurea. Nu chiar jale, jale. Da, cu acasă vă spun, ales că a fost și cuvântul ăsta, cuvântul ăsta. Dar v-a prins la furat lemne? Da. Serios vorbiți? Pe mine m-a prins la furat lemne, dacă să știți dumneavoastră. Și chiar ați acolo, adică, pe acolo. Că m-am dus acolo, e altceva. Că m-am dus acolo, este cu totul altceva. Dar am înțeles că dumneavoastră aveți filmare. Și puteți să mai ascultați vorbe mele. Da, știi tot cum vreau, dar e doamna primară. Eu. Da, ați intrat în posesia filmului. Iar ați ajuns ca... Nu, mă, dar vedeți dumneavoastră că așa... Dar pe unde? Unde mi-a trimis filmarea? Deci filmarea, eu știu foarte clar că a filmat... A filmat tot filmul. Filmul dumneavoastră, s-a civil ăla, cu mătru. Al lui Ciombi, cum îl cheamă ăla? Nici film, nici cu mătru, nu-mi... Da, și este al lui Florin, cu mătru, cred că. Da. Da. Eu cum să mă gândesc că nu filmează. Dar ca să vă spun sincer, nu mă interesează cine filmează și cine nu filmează, că astea sunt... Da, da, sunt mai mulți ca vorbim. Dar uite, uitați, de exemplu, vă spun ce este, chiar înainte ședinței, două persoane mi-au zis să-i cereți pe doamna privat că doctor avea da, și să spun, nu-i cer nimic, nu-i cer nimic, deci n-am mă interesat. Dar să vă spun, n-am fost eu la furat, unde a fost Genevie, a fost în, să zic, în pădurea lui. Asta, pădurea, să vă mai zic de asta, ocolul silvic nu consideră proprietatea omului dacă este moștenitor. Vă spun din sursă sigură, cetățeni de la noi din comună, ocolul silvic încasează paza, e pădurea lui tata, eu, moștenitorul grățamului meu, mă duc la ocolul silvic, plătesc pază pe numele meu, iar când se marcheză, nu. Și zice, doamne, ce fac? Nu vă e bani dacă nu aveți certificat de moștenitor. Bă, da, ia. Plătești. Și dacă plătești. Și nu vine la marcat, vine. Eu sunt unul. Păi, eu sunt. Și văd, și să mai spun dumneavoastră, iar ocolul silvic i-a sugerat persoane, respectiv, domnule, dacă nu sunt moștenitor, să mai fac moștenitor, dezbatere moștenitor succesoră și asta, ce fac? Faci și cerci, dați omul la noi, adică să-i dai pe degeaba ocolul silvic. Păi, dar dă-mi eu destul. Ai pădurea? Pădurea, da. Dar dați-mi eu destul pădurea. Da, da, da. Dacă nu vă marcă, de ce voia? Pentru că la Băluș, o exact la Sucir și-o luat. Nu, nu, sunt niște ordini date de sus pe... de la Ministerul sau de la Guvern, nu știu de unde, asta că să leacă... am luat leacă atitudine. Asta și sunt în pas de informare, de exemplu, și o să vă spun în ședința următoare. Asta acolo se vin, auziți că vă spun de asta. Și a spus așa, mă, Constituția României garantează dreptul la proprietate? Da. O să fie 100 de lege. Constituția, schimbați în Constituția. Dreptul la moștenitor am, este dreptul meu? Trebuie să ai patalama, că ești moștenitor. Păi cum, vă spun că dacă tata scrie gălățam lui Ion și îți gălățam Ion, eu nu-s moștenitor, tata? Nu. Nu. Dar cine? Nu se știe. Certificatul de moștenitor. Da. Și cine-i moștenitor dacă l-am gălățam lui Ion? Gălățam lui Ion e acolo în cimitir la deal, dar asta... Nu pune problema. Nu, cum să nu pun așa? Nu, nu, nu. Chiar e Lazar. Chiar e Lazar. Chiar e Lazar, are un singur băiet. Da. El Lazar, cine e? Păi dar lui Kelly Lazar... Păi și el are titlul de proprietate, dacă n-ar certificat... Nu, trebuie certificat, măi. Dar dacă Kelly Lazar o vândut pădurea cât trăia? Da, 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 corect. Da, păi când... Deci trebuie acte. Cine mai vândut pădurea?
Deci, dar și n-ați dezbătut după chelele astea și pădurea, că tot la terenii dezbătute, nu? Nu, totalitate. A, nu, totalitate. Și cât de-a dezbat? Mai ales cu sângul moștenitor. Da, dar e procedura, parcă să vă spun, e grea procedura. Știți că de asta știi și ăștia de la Ocolusiei, e foarte, foarte scurtoasă. De exemplu, să trebuie cadastrală, să trebuie o mulțime de documente ca să... Dar pentru stabilirea calității de moștenitor nu trebuie nici decât dovadă că ești fiul... Nu, numai dacă dorești să o vin sau ceva. Nu. Sau sunt mai mulți oameni. Nu, 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 dacă pentru certificat de moștenitor nu trebuie nimic. Decât certificat de naștere și îți dovedești. Carnețea 24 și 25. Bine, asta, da. Dar dacă se dezbate succesiunea pe tarlale, pe... Am uitat cum se cheamă. Da, dar de titlul de pădure, care e singurul moștenitor, scrie în titlul tarlale. Da, dar eu vă spun dacă vrea să la teren, eu vă spun la teren, da. Trebuie... Da, știu. La teren. Au făcut acum pentru asta... Aucuța pentru terenul la care loc cu acte de mână și pe... Știu. Suntem pățâți. La teren. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Da, vorbit eu destul. Dacă mai sunt discuția, Mulțumim. Mulțumim, o zi bună, sănătate.